e un festival pe care îl cunosc foarte bine și de foarte mult timp, așa că sunt un pic subiectiv aici. E un festival care a început ca festival de film antropologic, în urmă cu, uite, acum împlinește 25 de ani. Eu cred că am venit pentru prima oară în, acum vreo 15 ani, ca jurnalistă, după aia am venit cu un film în competiție și, în fine, și cunosc pe cei care organizează, de multă vreme suntem prieteni, așa că vin cu drag și îmi place foarte mult modul în care a crescut, pentru că e nevoie de un festival de film puternic de documentar în România, e cel mai bun în momentul de față. Filmele care ajung aici nu se pot vedea, nu prea poți să le vezi în altă parte. Sunt filme documentare de toate tipurile. La început au fost mai mult filme antropologice, însă cu timpul s-au diversificat selecția și sunt de la film antropologic în continuare sau film etnografic până la mockumentary, fake documentary cum ar veni. Și sunt filme care circulă în general prin festivalul și sunt premiate și multipremiate și în ceea ce privește publicul, ceea ce mă bucur că au reușit să facă cei de la asta este faptul că și-au educat un public. În România nu există o educație a filmului documentar. Oamenii de multe ori când le spui documentar se gândesc la National Geographic și la Discovery, care e un anumit tip de documentar, dar este un program de televiziune, un format. Și eu cred că în Sibiu ei au reușit să aducă oameni și să, cu timpul, să îi obișnuiască cu să vizioneze filme documentare. Mai ales sunt foarte importante programele astea pentru copii, pentru că dacă încep din școală e cu totul altceva și de câțiva ani vin clase întregi la dom și se uită la filme documentare. Am înțeles că acum anul acesta e și un program pentru liceeni. Cred că asta ar fi calea cumva de a pentru ca documentarul să ajungă să aibă mai mare impact în România asupra publicului. Cred că pentru prima oară în competiție există și o secțiune de documentar scurtmetraj, la care am fost eu în juriu. Din nou este un trend cu documentarele de scurtmetraj care e din ce în ce mai dezvoltat. Mai de mult se făceau mai mult documentare lungi și cred că din cauza faptului că au apărut foarte multe platforme online care publică content scurt, pentru că oamenii nu mai au răbdare sau uneori sunt prea grăbiți ca să vizioneze un film lung, sunt filme scurte și din cauza asta s-a dezvoltat și partea asta, începând cu niște eseuri cinematografice, filme care au o idee sau un mesaj și filme cu o poveste, măsura în care poți să spui o poveste în 30 de minute, e destul de greu. Filme care parc mai mult, cum să spun, anunță, filme documentare de animație, a fost și un documentar de animație, filme personale. La Astra am văzut The Site of Everything, care e un film premiat la ITFA, deja e tot o vedetă și e un film foarte bun. Mi-aș dori foarte mult să ajungă în România la public. Asta era și discuția de aseară. Cum facem cu filmele astea să ajungă la public? Păi, cred că totuși, dincolo de festivaluri și de a trebui create, la un moment dat, niște discuții în jurul lor, adică oamenii să scrie despre ele sau să facă, să fie proiecțiile care să fie dezbateri, care să analizeze temele, subiectele, plus că poate că și televiziunea publică ar trebui să aibă un rol în povestea asta, pe care deocamdată nu-l are. Ceea ce îmi place mie e și ceea ce se caută acum într-un fel și e genul de documentar cel mai greu de realizat, documentar observațional, în care intervenția autorului este minimă, este viața așa cum e ea. Ești doar un observator, lucrurile se întâmplă și, în general, astea sunt și filmele care sunt cele mai premiate la festivalurile de film. Sunt greu de realizat pentru că trebuie să petreci foarte mult timp cu personajele și cu subiectul, adică nu e un film care se poate face în 2-3 luni. De multe ori stai și ani de zile și aici e o problemă de finanțare. Cum îți permiți tu ca filmmaker să stai 2-3 ani cu un subiect și dar merită la un moment dat pentru că, în fine, ajungi să ai până la 150 de ore de material din care montezi o oră și e, tot materialul până la urmă are o valoare de document, dacă ar fi să o luăm așa. Documentarele mai facil de realizat sunt cele pe format cumva, adică cele cu interviuri care oamenii vin și spun și cu voice-over și în general cam așa sunt documentarele de televiziune, adică sunt ok, informative, dar nu sunt documentare care au un mare traseu festivalier. Peste 10-20 de ani, cred că impactul New Media va fi, deja e foarte mare, adică hai să ne gândim faptul că sunt oameni care nu sunt documentariști, nu sunt filmmaker, nu sunt jurnaliști și creează content pe internet, content video. Filmează, oricine poate filma acum, cu telefonul mobil, cu aparat foto, cu un DSRL și
Toate aceste materiale au o formă, un potențial al lor. De exemplu, au început să apară filme documentare care sunt realizate, sunt colate din aceste materiale care sunt fără sursă, cum ar veni. Sunt postate pe internet. Am văzut chiar acum două zile un film, Sand and Blood, foarte interesant, făcut de doi austrieci, în care erau niște interviuri cu refugiații din Siria și din Irak, într-o tabără de refugiați din Austria, care comentau exact imagini de pe internet cu ce se întâmplă în țările lor. Și depinde, cum să spun, documentarul poate deveni din ce în ce mai creativ pentru care deschiderea asta. Și e social media, este comunicarea se face mult mai ușor, Skype-ul, nu mai trebuie să, la un moment dat, să stabilești un interviu la când tu poți să faci o altfel de comunicare chiar și cu personajul tău. Și de asta zic că impactul cel mai puternic este al noilor tehnologii și a tehnologiilor care se schimbă în permanență și ajungi să ai o cameră cât mai mică și mai puțin intruzivă în viața omului, adică nu mai ai o chestie atâta cu care să-l sperii pe, poți să vii și așa, și new media, internetul, care poate să aducă content. Uneori de bună calitate și interesant.